Și cred că am dat drumul la plec. Bună ziua, Gabriela Mihadache este numele meu. Astăzi am invitată la o discuție pe Amelia Sălăjan. Asta pentru că Amelia este psiholog, eu sunt terapeut și în această lume se îmbină frumos cerul și pământul, teluricul, deci și subtilul, conștientul și subconștientul, cum ne va spune Cami. Și se spune că din prea plinul tău e bine să oferi și celor din jur. Și am zis să fie această înregistrare a noastră spre folosul celor ce au nevoie. Ne dorim să vă regăsiți în ce am scris noi pe listuță pentru astăzi. Și ne dorim să ne și provocați cu teme. Bine ai venit, Ami, în discuția Bine cu mine. te-am găsit, Gabi, bine te-am găsit. Hai să considerăm asta un fel de discuție între noi cu participanții după. Da, exact. Da, așa, foarte frumos spun. În practica pe care o avem fiecare dintre noi, tu pacienții care vin către tine, la tine la cabinet, la cabinetul fizic sau online, cei care vin către mine, fiecare dintre noi observăm că sunt niște teme mai predominante. Din perspectiva terapeutului, din perspectiva unui care lucrează cu energiile, da, eu observ că vin la mine multe teme legate de acele răni ale copilăriei. Și nu puteam să întreb mai bine decât un psiholog ce este cu rănile acestea ale copilăriei. Dacă ne poți spune câteva hai să spunem, mai prezente și să ne spui cum ne dăm seama. Cum îmi dau eu seama că am o rană? Care e acel punct în care zic că, uite, am o rană și ulterior, da, să decid că urmează să te întreb ce fac după aia. Da. Într-adevăr, cu toții avem mai mult sau mai puțin câte o rană, cu toții unii ne descurcăm mai bine, alții avem nevoie de ajutor, dar într-adevăr, din copilărie, de la vârstă timpurie, dezvoltăm niște răspunsuri la anumite experiențe. În general, și practic cam asta este și explicația unei răni. Un răspuns pe care l-am învățat cu privire la o experiență pe care am trăit-o. Și rana asta, rănile acestea, de obicei se transformă în niște condiționări. Că tot m-ai întrebat cum ne dăm seama, hai să stăm să ne gândim la modalitatea de pe care noi funcționăm. Care-i scenariul de pe care noi predominant funcționăm? Și la ce se referă condiționarea asta? La tiparul acesta de gândire, de genul, dacă sunt așa, atunci voi fi acceptată. Dacă fac asta, atunci nu va pleca de lângă mine. Sau trebuie să fiu așa ca să fiu văzut într-un anume fel de care mă tem. Ca și răni predominante este rana de abandon, rana de trădare, de respingere, de nedreptate. Ma, rănile astea, de-a lungul timpului, iau o anumită mască. Și anume, rana de abandon, să zicem, ia masca unei persoane care este dependentă de celălalt sau de ceilalți din jurul lui. Rana de trădare ia masca unei persoane dominatoare. Rana de nedreptate ia masca unei persoane rigide. Adică genul acela de persoană care n-are cum să fie așa, dar de ce îmi face un compliment, nu pot să-l primesc, de ce mă ajută, sigur are el un interes și așa mai departe. Cum ne dăm seama, într-adevăr este un pic mai greu și multe persoane își dau seama relativ târziu, dar chiar și atunci putem face ceva. Poți să-ți dai seama în momentul în care calitatea vieții tale nu e așa de bună sau nu e așa cum ți-ai dorit.
Iar asta poți să-ți dai seama foarte ușor, chiar dacă la început pare complicat. Și vezi tu că avem noi, din naștere, să zic așa pe românește, avem un buton, avem o sensibilitate. Că unii o numim sensibilitate fizică, că alții o numim sensibilitate sufletească, psihică. Oricum este un buton, un semnal de alarmă care se aprinde în momentul în care suntem pe o direcție greșită. Și cum îmi place mie să spun, pentru că asta văd cel mai des, în momentul în care nu știm să spunem nu și spunem da de prea multe ori, există întotdeauna un simptom sau oricum o reacție fizică care intervine și care ne spune: hei, vezi că nu faci bine ceea ce faci. Vezi că de fapt te-ai trădat pe tine. Cum numesc eu asta conștiința? Exact. Da, foarte frumos, foarte frumos spus. Eu mi-am notat aici că noi, deși am stat 5 minute de vorbă înainte de a da drumul la play la Zoom, nu ne-am făcut un script foarte amănunțit și eu mi-am notat aici că există la un moment dat de buton. Sunt legendarele butoane, când ne sunt apăsate butoane. Deci Da. aia, îmi place asta. Spune-ne un pic de butoanele astea, cum se apasă. Butoanele astea se apasă destul de simplu. Și de fapt, ce sunt aceste butoane? Aceste butoane sunt reactivitatea noastră, adică suprastimularea noastră la o anumită situație. În momentul în care, deși o altă persoană diferită nu a reacționa așa, însă tu simți ca și cum ești un vulcan pe cale să erupă, asta înseamnă că acolo există o problemă. În momentul în care o simplă discuție, o simplă reacție, un simplu comportament al celuilalt pe tine te face să devii extrem de furios sau Agitat. anxios în momentul în care se retrage, agitat, în momentul în care intri în niște scenarii negative, asta înseamnă că ai un buton sensibil. Da, și mult timp Problema nu... după, iartă-mă că te-am întrerupt, și mult timp după ce s-a terminat acel episod, tot Tu stau în cu mintea acolo. continuare, da. Rulezi. Da. Asta nu înseamnă că ceea ce fac ceilalți este de cele mai multe ori ok. Că sigur, există și acolo anumite probleme. Însă dacă, mai ales, vezi tu, oamenii și discută despre problemele lor, mai împărtășesc cu un prieten, cu un părinte și mulți auzim, mai n-ar trebui să reacționezi chiar așa, mai lasă de la tine, dar fii mai așa. Așa îți dai seama că, de fapt, problema este undeva la tine. Da. Pentru că, da, spunând, eu extrapolând și transpunând în perspectiva energetică ceea ce ai spus tu, pentru că, la urma urmei, cum am spus, ce e sus e și jos, partea de psihologie are o legătură și în partea aceasta energetică. Perspectiva energetică, ceea ce ai spus tu atât de frumos, este povestea noastră ca suflet. Dacă acceptăm ideea de vieți multiple, dacă nu acceptăm, este în regulă, respectăm asta, dar dacă acceptăm ideea de vieți multiple, atunci este nevoie să acceptăm faptul că eu, ca și suflet, să mă desăvârșesc. Este nevoie să-mi învăț toate aceste teme. Și printre aceste teme este și umilința, și trădarea, și abandonul, toate este nevoie să le învățăm. Asta nu înseamnă că le învățăm pe toate în această viață. Că aici, exact cum spuneai tu mai devreme, știi, cu comparația, că de ce, că eu îți spun ție tu de ce reacționezi așa, dar eu îți spun prin prisma propriilor mele filtre, proprii mele experiențe. Însă, la nivel de suflet, eu nu știu povestea acelui suflet. Poate că acel suflet într-o altă viață și-a învățat aceste teme și acum vine doar să se bucure. Poate a fost un suflet care în ultimele vieți a stat numai pusnic în rugăciune și acum vine să se bucure de toate darurile vieții. Dar noi, atunci când suntem la o frecvență vibrațională joasă, ce facem? Judecăm, zicem, ia uite ce face ăla, ce face. În realitate noi nu știm povestea acelui suflet. Și da, aceste
Aceste răni fac parte din tot ce însemnăm noi ca și suflet. Și exact cum spui tu, eu am mereu o comparație cu vaza de flori. Uite, n-am o vază de flori, dar aduc coș. Am un coș cu flori, da, îl dau exemplu. Am un coș cu flori. Dacă în jurul acestui coș de flori ar fi 10 persoane, fiecare dintre cele 10 persoane s-ar uita la coșul de flori, fiecare ar spune ceva. Coșul de flori este același. Pentru că noi nu facem decât să vedem totul prin prisma experiențelor noastre. Și, da, totul este în noi. Iar ideea de vulcan, eu știu din propria mea experiență, mă dau pe mine exemplu tot timpul, eu mă numeam Șampanie, nu vulcan, dar această capacitate de a reacționa o avem foarte bine dezvoltată. De a sări Când, dopul. da, exact. Când în realitate, în momentul în care ajungi la acel echilibru interior, te gândești, începi să te gândești, păi, de ce a apărut în realitatea mea? O cumva le lucrez din mers, cum spun acum. Și apropo de lucru din mers, că până la urmă fiecare dintre noi ne dorim echilibru, cum, spune-mi, te rog frumos, cum îmi dau seama eu ca om? Deci mi-ai zis, cum îmi dau seama că am o rană, pentru că văd niște tipare comportamentale la mine, cum îmi dau seama dacă eu pot să gestionez situația respectivă sau dacă am nevoie de un psiholog să mă ajute. Cum știu? Că deja psihologia nu mai este. Acum mulți ani ne era așa cumva rușine sau jenă să spunem că mergem la psiholog. Din punctul meu de vedere, psihologul în ziua de astăzi este acel om care vine și vede lucrurile dintr-o altă perspectivă, este detașat de situație și vine și nu-ți dă rețeta. El îți arată calea prin care se gestionează tot. Dar spune-mi, te rog, cum îmi dau seama când am nevoie de psiholog? Când știu că mă pot ajuta singur și când, cum îmi dau seama că nu pot să mă ajut singur? Așa cum ziceai tu mai devreme, e nevoie să chemăm la apel conștiința. Nimic nu-ți garantează și nici nu-i de dorit ca rana aceea să se rezolve sau să dispară ca prin minune. Ea poate să rămână acolo. Important este cum alegi tu să reacționezi. În momentul în care te descurci singur, ca să zic așa, în momentul ăla în care conștientizezi faptul că tu acum ești reactiv, impulsiv sau, eu știu, anxios, furios legat de o situație, dar totuși între emoția declanșată, comportamentul declanșat și rezultatul final, există totuși un opa, stai un pic că nu-i chiar așa. Asta este problema mea, stai să privim lucrurile altfel. Asta e momentul în care cât de cât te ajuți, dar și acolo poți avea în continuare nevoie de cineva care să mai pună câte o bază ca să fie din ce în ce mai bine. Ori în momentul în care de la bun început până la bun sfârșit lucrurile se desfășoară cu aceeași impulsivitate, pe același tipar, neschimbându-se nimic, acolo clar nu ne mai putem descurca singuri. Da, pentru că invariabil faci niște acțiuni, ai aceleași rezultate. Dacă Și rezultatele ca nu să sunt pe dau măsură. un exemplu destul de uzual cu care eu mă întâlnesc, este acela care vine din rana de abandon. Te rog, da. Deși rana de abandon sună extrem de tragic, Da. ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, omul resimte ca fiind nu foarte greu, însă îl afectează. Și anume, să zicem că partenerul nu răspunde la telefon. Persoana cu o rană de abandon bine rădăcinată, zice așa: aoleu, nu mă mai vrea. Nu o să mai îmi răspundă cu săptămânile. Sigur am făcut ceva, găsește un scenariu pe care merge linie cap-coadă. Ei, în momentul în care cât de cât conștientizăm că avem o rană, spunem da sau ne întrebăm ce altă variantă mai poate să existe pentru faptul că nu Nu răspunde la răspunde la telefon. telefon. Da. O fi ăsta singurul scenariu, o fi asta singura Sau explicație sau pur și singura. simplu chiar nu poate să răspundă la telefon.
Da. Dar, de obicei, persoanele care au o astfel de rană nu ajung la un scenariu alternativ, la niște discuții, la un dialog interior alternativ. Merg de Dacă obicei pe sunt același tip. setate, Da. da, sunt setate. Și practic cărarea, cărarea este atât de bătătorită încât nu-ți dai seama că mai poate fi o potecuță. Exact ce spuneam, că dacă faci același lucru, ai aceleași rezultate, este nevoie să schimbi la un moment dat, da? Mai facem un pas mai la stânga, mai la dreapta, să avem altfel de rezultate. Eu sunt pentru a testa, pentru a experimenta. Nu-mi place statutul de teoretician, eu sunt cu practica și da, din punctul meu de vedere, vezi ce rezonează cu tine. Adică nu, în zilele noastre a apărut acest Google, acest internet care ne dă infinite posibilități. Și eu spun că da, e bine să facem niște alegeri. Însă din perspectiva energetică, dacă aș extrapola un pic, ai dat exemplu partenerului, și noi venim la această întrupare cu relații care sunt și karmice, ce înseamnă relație karmică, o relație pe care eu n-am finalizat într-o altă viață. Apropo de această potecă pe care omul pătătorește, da, de care ziceam de rană, până când nu a ajuns la acel punct în care, la nivel de interior, de sine interior, a zis, băi, stai un pic, fac ceva, ceva nu fac bine. Și să aleg să schimb ceva cu determinare. Sunt pentru determinare și perseverență. Pentru că, hai să fim serioși, nu e ușor să schimb tipare, să schimb obiceiuri. Nu e ușor deloc. Însă, poate la un moment dat, atât de mult mă doare să merg pe aceeași potecă încât trag de mine un pic. Iar relația karmică durează până când eu fac acest click și zic, păi stai, gata. Adică nu e mare filozofie că iarăși karma este exact abandonul, știi, sună așa, vai, vine cu o karma. Nu, e ceva Exact ce asta mai... mă pregăteam să te întreb și eu. Da, nu. Pentru că, hai să zicem, reprezint categoria mentalului. Da, O da, da. persoană s-ar putea întreba dacă asta mi este tema sau asta trebuie să trăiesc ca să învăț ceva de aici. Pot să opresc eu? De Da. la mine Da, putere? poți să oprești. Oprești când conștientizezi, când ai acel aha de care ai zis și tu. În care zici, băi, stai un pic, gata. Da? Divinitatea ne avea prezenți în propria noastră viață. Tot ceea ce putem noi să facem și din perspectivă psihologică și energetică este acum și aici. Pentru că noi acum și aici respirăm, nu respirăm nici în trecut, nici în viitor, nici numai aici. Deci atâta timp cât eu sunt prezent în propria mea viață, în interiorul meu, eu o să schimb tot, da. Și karma este exact ca abandonul. Sună, am o karma. Nu există. Iar asta că, da, venim cu o soartă, venim cu un destin, ne stabilim niște teme pe care vrem să le învățăm, dar nimeni nu spune cum și cât durează să înveți temele. E alegerea ta. Că vrei o lună, două, trei, că la un moment dat, dacă te totocești pantofii pe acea cărare, zici, păi gata, mai îmi cumpăr pantofi, hai să schimb ceva și atunci ai tot Și suportul. apropo de asta, mai îmi vine în minte o întrebare. În momentul în care efectiv conștientizezi și te hotărăști să rupi tiparul, fie că e din punct de vedere energetic sau psihologic, nu mai contează. Cumva asta înseamnă că deja tu ți-ai învățat lecția, adică Da. poți să devii conștient înainte să fii învățat până la capăt? Poți să devii conștient, din perspectiva energetică se întâmplă exact cum ai zis tu. Rana aia în continuare este acolo, în mine. Exact cum ai zis, că practic nu e acolo. Însă este într-o stare latentă, o stare Atent. pe care o pot gestiona. Nu mai reacționez la ea. Pentru că în momentul în care fac, se creează acele noi rețele neuronale. Deci eu încep să fac, îmi fac acel tot unitar în centrul meu, eu mă prind, cum se zice. Mă prind, dacă fac asta, mă întorc de unde am plecat, stai un pic, că nu mi-a plăcut unde am fost. Ce fac? Iar găsesc un partener, că ai dat un exemplu cu partenerul, nu răspunde și mă trezesc poate în timp ce sună, oare ce face? Și atunci zic, băi, stai un pic, stai, stai, că eu am trecut de asta, unde sunt? Las că poate omul, femeia, ocupat și mă sună după aceea. Da, toate se
Toate se întâmplă atunci când suntem noi pregătiți și când suntem gata. Iar ideea asta că ne ține cineva în chinuri și nu ne lasă, eu cred că este scuza ca să nu facem lucruri. Neasumării Da, responsabilității. dar este o scuză pe care fiecare dintre noi o ține, o are, cât are nevoie. Pentru că dacă eu mai am nevoie să mă împlâng de milă, spre exemplu, eu am fost în rana de victimizare foarte mult. Venea dintr-o neiubire de sine. Și eu mă văitam în dreapta și stânga. Pentru ca cei din jurul meu să mă mângâie pe crește și să spună, vai, draga de tine. Că eram nevalidată. Cât am stat în ea, cât am vrut eu să stau. Până când ne-am zis, bă, stai un pic, cât mai cerșim acei aprecieri. Dacă nu o faci conștient, nu o faci inconștient, iar tu știi mai bine decât mine asta. Da. Asta este o nevoie a ego-ului. Da. Ego-ul caută control și validare. Da. Și iubim ego-ul. Adică, cum să zic eu, la fel cum ai zis tu, îl integrăm, îl acceptăm și lucrăm să-l diminuăm cât se poate. Fost lăsat cu un scop. Da, cu siguranță, cu siguranță. Cu siguranță suntem perfecte așa cum suntem. Îți mulțumesc mult pentru acest dialog, Ami. Cu drag. Mi-ar plăcea Și eu îți mulțumesc. să ni se dea teme și să ne mai vedem la astfel de întâlniri. O reală plăcere a fost pentru mine. Spune-mi, te rog frumos, la final, unde te găsesc cei care vor să te găsească? Cei care vor să mă găsească, mă găsesc pe pagina de Facebook, Psiholog Amelia Sălăjan. Acolo sunt mai multe detalii, număr de telefon, Instagram, tot ce e nevoie. Super, mulțumesc! Iar la mine, eu sunt cu cum am ajuns să mă iubesc. La fel, pagină de Facebook, Instagram, site. Și să fie cu iubire și pentru că am zis noi că ajungem la final la ideea de iubire. Deci e important să ne căutăm. Deci e important să mergem la psiholog când simțim să mergem la psiholog, deci e important să mergem la terapeut când simțim să mergem la terapeut, pentru că esența a tot este acel bine interior. Atâta timp cât eu sunt bine interior, o să dau și celor din jurul meu. Altfel, nu Izvorul merge. tuturor lucrurilor. Da, este interiorul nostru. Și să fim noi bine, ca din binele nostru, să dăm apropiaților noștri, familiei noastre, semenilor noștri. Absolut. Da. Mulțumesc! Cu drag și eu Mulțumesc! mulțumesc și Și să ne așteptăm revedem teme, cu cum bine. ziceai și tu. Așteptăm teme, da? La Mulțumim! bună revedere! La revedere!